Cei care vor să-și petreacă câteva zile în România pot alege destinații rustice la prețuri mici. O mini-vacanță de 5 zile costă de la 150 de lei de persoană prin programul Vacanțe la Țară, lansat de ANTREC. Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural a lansat programul turistic Vacanțe la Țară cu prețuri speciale pentru sejururile din România în destinații rurale. Programul se află la cea de-a 19-a ediție și se desfășoară în perioada 6 mai-15 iunie 2012. Turiștii au posibilitatea să petreacă o scurtă vacanță de 5 nopți cu mai puțin de 200 de lei de persoană. Astfel, un sejur de 5 nopți, 6 zile, într-o pensiune de 2 margarete, costă 150 de lei de persoană. Același sejur, la categoria 3 și 4 margarete, costă 195 de lei de persoană. Pachetele turistice includ cazarea cu mic dejun în pensiuni de duminică până vinerea următoare. Turiștii pot opta pentru una dintre destinațiile de vacanță aferente unei regiuni în funcție de cele existente în programul ANTREC. În program sunt înscrise pensiuni din Argeș, Alba, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Covasna, Gorj, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vâlcea. Turiștii vor fi cazați în pensiuni de 2, 3 sau 4 margarete din aceste locuri, iar în timpul liber se vor putea relaxa și vor lua contact cu tradițiile și cultura locală. Se pot organiza mese festive, excursii în împrejurim și se pot folosi facilitățile și serviciile puse la dispoziție de pensiuni în funcție de caz. Vacanțe la Țară este un proiect ANTREC menit să încurajeze românii să călătorească în țară în mai-iunie cu bani puțini și să promoveze destinațiile din România. Programul este destinat turiștilor interesați să descopere viața satului, tradițiile locale, bucătăria tradițională și să se bucure de ospitalitatea zonelor rurale din România. ANTREC se așteaptă la un grad de ocupare de peste 50% în acest an. Detalii despre program pot fi găsite pe site-ul oficial ANTREC, precum și pe site-ul oficial al acestui program turistic.